Cele 24 de centre rezidențiale și cămine de bătrâni, copii și persoane cu handicap din județul Mehedinți au fost controlate. Decizia a fost luată după scandalul azilelor groazei din zona capitalei. Astăzi, 18 iulie, a avut loc o conferință de presă la Instituția Prefecturii din județul Mehedinți. La eveniment a fost prezent prefectul județului Mehedinți, Alin Isuf. Prefectul Alin Isuf a participat astăzi la conferința de presă, având ca temă controlul de fond ce a fost realizat de către comisiile mixte înființate la nivel de județ prin ordin de prefect la centrele rezidențiale și căminele pentru vârstnici, copii, persoane cu dizabilități. Stimați colegi, după cum cunoașteți, în urma unor evenimente grave care au avut loc la nivel național în anumite centre de asistență socială, unde de regulă sunt persoane neajutorate, persoane necăjite, persoane care nu pot să se descurce prin propria persoană. De aceea această gravitate este cu atât mai mare. La aceste semnale și descoperiri care au avut loc, primul ministru, domnul Marcel Ciolacu, a reacționat prompt și astfel au fost puse în mișcare ministere, autorități naționale și alte organisme cu competențe de control pe aceste activități de asistență socială și protecție. Au fost angrenați reprezentanți din instituțiile care au competențe și atribuții de control la nivelul județului nostru, Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială, Direcția de Sănătate Publică Mehedinți, Inspectoratul Teritorial de Muncă Mehedinți, Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorului, Direcția Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Consumatorilor, Inspectoratul pentru Situații de Urgență Drobeta Turnu Severin și Inspectoratul Județean de Poliție Mehedinți. Alături de reprezentanții acestor instituții s-a alăturat și un reprezentant al instituției prefectului. Două echipe de control care au efectuat activități specifice timp de 4 zile, acoperind toate cele 24 de centre rezidențiale ce le avem în județ. Putem spune, în urma acestor verificări, că la nivelul județului nostru nu au fost înregistrate situații grave, situații critice, situații de natură a amenința viața persoanelor. Nu au fost semnate situații cu amenințare la adresa sănătății persoanelor. Nu au fost semnalate rele tratamente, umilințe, situații de batjocurire a acestor persoane aflate în nevoie. Ca urmare, nu a fost cazul de a se deschide dosare penale. Evident, au fost găsite și nereguli. Toate acestea s-au soldat cu sancțiuni. Sancțiuni de natură contravențională, amenzi sau avertismente. Ca urmare a controalelor efectuate de către organele competente, au fost aplicate un număr de 134 de sancțiuni contravenționale, amenzile însumând suma de 256.000 de lei. Prefectul județului Mehedinți, Alin Isuf, a fost întotdeauna preocupat de nevoile și problemele cetățenilor. Astfel, în contextul problemelor descoperite în centrele rezidențiale din România, Alin Isuf, prefectul județului, a acționat prompt, verificând toate instituțiile componente din județ, iar acolo unde au fost descoperite nereguli, au fost aspru sancționate.